niciodată. Nu, te-ai încărcat deja că merge la club. Ți-am găsit cea mai tare locație în vamă. La stuf te ducem. Petrecere burlacilor. La noi se cheamă adio al celibato. Hai, să te facem praf în seara asta. L-am văzut fericit pe Sony, l-am văzut bucuros că pleacă. Era ca un tânăr care pleacă la discotecă pentru prima oară sau perioada aia de început în care e îndrăgostit sau îi place foarte mult să iasă. Unde Liviu? Unde mai pregătit-o? Mamă, ce ne distrăm! Hai, Sony! Eu pe Sony l-am perceput ca pe un bărbat foarte sensibil. Este un om foarte bun, nu l-am văzut supărat. Este un om foarte calm și foarte liniștit, dar un om care impune respect și îți arată puterea lui, dar nu prin a țipa, nu prin a fi despot. Eu de mult n-am mai fost la o seară de asta, nu mai întreb băieți. Ce e prima? Petrecerea burlacului? Tu n-ai avut-o, pată, nu? Că n-ai avut-o. Și bine am făcut că n-am făcut-o. Corect? Ia uite cum a rămas ăla. E aici, bodyguardul nostru! Bravo! Să vină băutura! Au început să vină între timp prieteni de-ai lui. Din Italia avem verișorul lui, a mai venit încă un prieten de-al lui. Și eu i-am invitat pe toți, hai să începem cu un șat. Am fost odată pe trecerea burlacilor. Da, a fost prima ora la Sony aici, în România. În Italia, da, ne-am făcut. The party was very, very good. With the boys, everybody was there. We would drink a bit in the beach. It was music, was fantastic. Ne-am rupt un pic de genul ăsta de oameni, de stilul ăsta de a te distra. Noi ne-am rupt un pic, prin natura meseriei noastre. Totul este în jurul nostru glamour, toți încearcă să ne uimească, să ne facă să ne simțim bine, prin lux. E, de data asta am fost într-un loc în care nu era lux deloc, era totul super natural și super frumos, cu gust. Hei, a venit tata, gata, apă plata, șapte. Hai, stăjeni, e, după șaturi am început cu vin, nu prea mergea. Și am zis, bă, trebuie să mâncăm ceva. Salut! Ai închis? Pentru tine nu duceai. Da. Am mers la prietenii mei la ceaune. Cât sunteți? 10. 10? 10, da. Care vrea pui vită, porc? Pune-mă cât un pic în fiecare pe două platouri. I-am rugat și mi-a făcut 4 platouri cu carne de pui, carne de vită, carne de porc. Ce faci? Mangiare! Oh! Nu mangiare! Oh! Calamari! Și chiar nu puteai să reziști la ce era pe masă, deși ne-am chinuit noi, va veni masa, a venit mâncare, aolă, ce facem, ce facem? Ne întrebam unul pe altul, mâncăm, nu mâncăm, mâncăm, am mâncat. Am mâncat, am cedat până la urmă. Mama mia! În seara asta am văzut că sunt dornici de a se distra și că le lipsește mult, exact ca oricărui tânăr care muncește, le lipsește foarte mult petrecerea. I-am văzut foarte bine și foarte fericit. Sonia foarte fericit pentru că era cu familia, cu prietenii lui. Am încercat noi să-l împingem pe mirele nostru să danseze. Nu le are cu dans. Hai, bă, hai, joacă de asta. Ok, dai. Hai, hai, toți. Hai, dai, dai, bă, hai. Maurițiu a pus o muzică acolo. A încercat să-l atragă la dans. Nu. Dansul lui e așa, un mers pe loc. Bravo, sei. Maurițiu a fost inima petrecerii. Petrecerea asta a burlacilor a venit la un moment exact când aveau nevoie. Eu sunt convins că luna asta pe care noi am petrecut-o până acum aici cu ei le-a adus foarte multă bucurie.